Problemele de pe șoselele vechi au apărut și pe cele noi, așa cum se întâmplă de pildă la nodul rutier care leagă drumul național 1 de autostrada 0 a capitalei. Un șofer a căzut cu mașina în șans după ce a derapat într-o curbă prost semnalizată. Încă de acum două luni, de când s-a inaugurat pasajul, șoferii au reclamat semnalizarea proastă care îi face pe mulți să intre pe contrasens. Două mașini au fost cât pe ce să se ciocnească pe pod. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, se vede momentul în care un șofer derapează pe o porțiune de drum dat în folosință la 1 decembrie. Este nodul rutier aflat între localitatea Corbeanca și aeroportul Otopeni, care îi pune în încurcătură pe șoferi încă de la inaugurare. Dacă ar fi să ne luăm după urmele lăsate pe acest mal de pământ, se pare că nu vorbim de o singură mașină care a ajuns în acest șanț, ci de cel puțin două. Iar oamenii care locuiesc în această zonă spun că nu e de mirare, întrucât vorbim de o curbă strânsă, șoseaua este îngustă și ușor înclinată către șanț. Drumul nu este finalizat și drumul a fost dat în folosință fără indicatoare rutiere. Au fost două cazuri într-o săptămână și ceva. Își dau seama că au greșit și ori iau pe contrasens și ajung din nou la benzinărie. Spusele bărbatului sunt confirmate imediat de un șofer care, în timp ce filmam, întoarce pe contrasens și îl pune în pericol pe un bărbat care circula regulamentar. Câteva minute mai târziu, bărbatul urcă pe pod, ignorând indicatorul obligatoriu la dreapta și întoarce în DN1. La fel procedează și alt șofer. De ce dați înapoi? Drumul ăsta ocolește. Dacă vreți, tot pe DN ocol. Exact, da. N-a înțeles. Câteva minute mai târziu, un șofer confuz ne cere ajutorul. Nu înțeleg cum se iese de aici. Adică eu vreau să merg tot spre București pe DN și drumul duce în dreapta. Faptul că șoferii nu înțeleg unde duc intrările în nodul rutier s-a văzut încă din luna decembrie, când a fost deschisă circulația. Doi șoferi au fost la un pas să se ciocnească frontal pe podul care traversează DN1 după ce unul din ei a intrat pe contrasens. Deși au trecut două luni de atunci, autoritățile nu au îmbunătățit semnalizarea.